Bună seara, sunt Roxana Gheorghean. Bun găsit la informațiile despre vreme. În sud-estul extrem al Europei sunt anunțate ploi, iar în jumătatea vestică a peninsulei Scandinave și în zonele situate la nord-est de Marea Baltică vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul continentului, vremea va fi frumoasă, iar cerul va fi variabil. Vântul va avea intensificări în regiunile nordice, unde vor fi viteze de 60-70 de km pe oră. Temperaturile vor mai scădea ușor în nordul și în nord-estul Europei, iar în rest valorile termice vor mai crește puțin. La noi în țară, la noapte va fi ger, minimele vor fi cuprinse între minus 18 și minus 7 grade, cu valori mai scăzute în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și vestul Moldovei și în depresiunile intramontane, unde se vor înregistra cam minus 22, chiar minus 25 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Mâine, valul de frig va persista, dimineața va fi ger în cea mai mare parte a țării, maximele se vor situa între minus 6 și 5 grade, cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va avea intensificări în zona montană înaltă. Și în capitală se va menține vremea rece, cerul va fi senin, vântul își va face simțită prezența, iar maxima se va situa în jurul valorii de 4 grade. Sâmbătă, valorile termice vor mai crește puțin, astfel că maxima se va opri undeva pe la 6 grade. Duminică, cerul va avea înorări în prima parte a zilei, când vor mai fi posibile ninsori slabe. Termometrele vor indica o maximă de 6 grade. La munte, cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va avea intensificări pe creste. Pe arii restrânse va fi ceață, iar la altitudini mari va fi chiciură. Haideți să vedem cum va fi vremea în weekend. Ziua de sâmbătă va debuta cu ger în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări pe crestele montane, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime se vor situa între minus 4 și 6 grade. Duminică vom avea temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 0 și 8 grade. Cerul va avea înorări în estul, sudul și centrul teritoriului, unde vor fi precipitații. La munte și în Transilvania va ninge, iar în rest vor fi precipitații mixte. Vântul va fi activ pe creste, dar și în nord-estul teritoriului. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o seară minunată, numai bine!